și îl salut și îi mulțumesc pentru prezență și domnului Hannibal Dumitraș, cu psiholog. Bună ziua! Haideți să urmărim împreună o declarație absolut cutremurătoare făcută de doctorul Sorin Ianceu. Reiau și subliniez, nu este prima oară în ultimele 48-72 de ore în care doctorul Sorin Ianceu spune cu subiect și predicat: am dat exact coordonatele prin telefon la 112 unde ne-am prăbușit. Doctorul Sorin Ianceu. Știam localitățile între care s-a prăbușit avionul. Știam că e Horea, în parte, deci cum stăteam noi, în partea stângă era Horea, în partea dreaptă era Beliș Fântânele. Inclusiv această informație le-am furnizat-o. Aceste înregistrări ar trebui să existe. E incredibil. Există, ar trebui să existe. Ar trebui să existe. Noi nu ne putem, nu vă supărați, astăzi a apărut un comunicat romat, ei probabil au beneficiat și au posibilitatea și au acces la informații și la înregistrările telefonice. Noi în acele momente nu ne-am permis sau nu ne-am gândit că e nevoie să ne înregistrăm telefoanele ca să ne justificăm. Domnule avocat, am să încep cu dumneavoastră. Convorbirile de la 112 se înregistrează. Întrebarea este, în momentul de față, pentru stabilirea adevărului, cât de ușor sau de greu va fi să aflăm cu adevărat ce discuții s-au purtat în acele momente? Sigur că ele sunt o probă în cadrul dosarului penal, care, așa cum știm, s-a constituit la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Urmează ca procurorii să solicite aceste probe. Ele există, se păstrează toate aceste convorbiri telefonice în sistemul de urgență 112 și sigur că vom afla exact ce s-a întâmplat, cine cu cine a discutat și ce coordonate s-au dat. Însă mie mi se pare că este o altă gafă a autorităților, pentru că nu victimele erau obligate, potrivit legii, sau nu aveau niciun fel de obligație să indice aceste coordonate. Nu putem da vina pe victime, să ne imaginăm că aceste victime n-ar fi fost în posibilitatea de a solicita apelul la 112, de a indica aceste coordonate, întrucât ar fi fost răniți sau chiar n-ar mai fi fost. Deci obligația legală era autorităților să-i găsească într-un timp util, să nu existe această harababură, dacă pot să urmesc așa, între de colaborare, de coordonare între autorități, astfel încât să avem un interval de timp de 7 ore până la identificarea locului unde s-a prăbușit aeronava. Deci nu cred că putem să stabilim vinovății sau putem arunca această pată către cei care de fapt sunt victime, pentru că nu au, chiar dacă ar fi așa, pentru că n-au indicat exact coordonatele unde se afla aeronava. Deci este o falsă problemă și cad în ridicol cei care reprezintă autoritățile și vin cu o astfel de argumentație vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat. E necesar să punem față în față declarația acestui doctor supraviețuitor, unul dintre cei 5, și raportul pe care l-a dat Romața imediat după aceste evenimente. Compania a spus în felul următor: răniții ar fi de vină pentru durata lungă a operațiunilor de căutare și salvare. Altfel spus, un raport scandalos. Mai mult, în document se afirmă că găsirea victimelor nu a durat mult, dacă este să ne luăm după standarde internaționale. Dan Maxim, colegul meu, are mai multe detalii. Ce se mai spune în acest raport uluitor? Fiecare dintre ideile pe care le iterează Romața în acest document care a fost înaintat Ministerului Transporturilor vine ca o scuză pentru toată această situație. Una dintre ele este faptul că s-a creat confuzie după accident chiar din cauza răniților, spune administrația care are responsabilități în domeniul traficului aerian. Și spune că răniții au dat prea multe telefoane către apropiați, dar și spre tot felul de organizații care nu aveau abilitate în găsirea lor. Și din această cauză s-a creat confuzie în primele 30 de minute de la momentul în care a avut loc accidentul. Mai apoi mai spune Romața că și condițiile vitrege din acel spațiu au dus la prelungirea perioadei de timp în care au putut fi găsiți, localizați și apoi găsiți răniții. Pe de altă parte spune Romața că totuși toată această operațiune se încadrează în ceea ce găsim în general în statistica, în statisticile din domeniu, în ceea ce privește aceste accidente similare. Însă trebuie să vă mai spun faptul că statisticile se referă de multe ori la accidente care au loc în spații foarte îndepărtate de mediile cu civilizație, de exemplu în Siberia. Un alt aspect pe care îl subliniază Romața pentru a se apăra este acela că a avut la dispoziție
poziție și că așa obișnuiește să facă, e uzanța în acest domeniu, aproximativ 30 de minute până când se dea alarma, până când să atragă atenția că există o problemă, să treacă 30 de minute din momentul în care ar fi trebuit să primească un ultim mesaj de la acea navă sau 30 de minute din momentul în care ar fi trebuit ei să ia legătura cu nava care a dispărut. Totuși, raportul guvernului, care a fost făcut și el public, vine să contrazică aceste concluzii ale Romața. Guvernul spune clar, Romața a acționat cu întârziere. Da, mulțumesc, Dan Maxim. Domnul Sorin Dumitrașcu, sunt niște lucruri absolut strigătoare la cer în acest comunicat. Am spus, e important să-l punem față în față și cu declarația doctorului Sorin Ianceu, care a dat numele drumului 1R. Probabil domnul Ianceu este de undeva din zonă sau cunoaște foarte bine topografia acelor locuri. Eu vă întreb acum, cât de greu este să fie găsit adevărul și pedepsiți vinovați în cazul de față? Păi, se pare că va fi foarte greu. Toată tragedia asta a devenit sau a căpătat accente politice la un moment dat și de atunci lucrurile s-au încurcat. S-au făcut tabere, fiecare își apără pozițiile, fiecare aruncă în luptă orice. Iată că pentru cei care par a fi de vină, că până la urmă erau autoritatea sau sunt autoritatea care au în grijă soluționarea unor astfel de incidente tragice sau mai puțin tragice. Astfel de companii fac orice ca să se apere, da? Deci autoritatea respectivă consumă mai multă energie în a se proteja decât în a încerca ca pe viitor măcar astfel de situații să fie izolate, să fie rezolvate sau să fie cât mai puțin. Cert e că în felul ăsta adevărul, și pentru că se politizează un pic această dezbatere sau această situație, va fi foarte, foarte, foarte greu de găsit. Domnule Sorin Dumitrașcu, Hannibal Dumitrașcu, spune domnul Sorin Dumitrașcu că instituțiile se apără și se vor apăra în continuare. Vor spune orice, că era nevoie să treacă 30 de minute, iată, era în acel comunicat, până în clipa în care ar fi trebuit să decide să plece cineva în căutarea, în salvarea acestor oameni. Eu vă întreb, cât cântărește acum declarația doctorului supraviețuitor Sorin Ianceu, am dat toate datele. Se știa, practic, noi știam unde ne aflăm. Le-am spus unde ne aflăm și totuși nu s-a întâmplat nimic. În ochii opiniei publice aici este adevăr. Omul acela nu are cum să mintă după ce a trecut printr-o asemenea experiență personală de viață. Dar ceea ce se observă este faptul că, într-adevăr, aceste instituții care ar trebui să îl apere pe cetățean, să îl salveze atunci când nu o poate face de unul singur, intră într-o dispută absolut penibilă cu victimele. Asta nu poate fi deiertat nimănui care, din celor care conduc aceste instituții. Eu văd mari contradicții între ceea ce spune, spre exemplu, șeful STS-ului, care se laudă că în câteva secunde, practic, poate localiza, nu, un semnal GSM, nu? Și procedura de la Romața, unde e vorba de o jumătate de oră. Pentru Dumnezeu, procedurile astea trebuie unificate în țara asta. Înțeleg că trăim într-un turn Babel, în situația în care discutăm despre vieți de oameni aflate la limita supraviețuirii sau, așa cum s-a întâmplat, au și murit. E o plată probabil politică în tot acest joc. Dumneavoastră, domnule Dumitrașcu, aveți dreptate. N-am nicio îndoială, însă sesizez că acolo din unde... păcate. Însă sesizez că acolo unde a existat un control democratic, politic asupra instituțiilor, cei care au greșit, nu, au plătit, însă acolo unde nu există un control democratic din punct de vedere politic, în speță la STS, nu s-a întâmplat nimic. Aceasta este diferența vizibilă pentru opinia publică și ea trebuie să ia ca atare lucrurile așa cum sunt în acest moment. În rest, este rușinos să dai vina pe victime. Este
cea mai mare lașitate de care poate da dovadă nu cineva care dă un comunicat de presă. N-ai cum să-ți aperi pielea, te înfunzi și mai tare. Categoric, părerea mea este că trebuie să și răspundă cine și-a asumat un astfel de comunicat. Pentru că n-ai cum să fii mai nou. Nu știu acum dacă acest comunicat a apărut după ce s-a schimbat conducerea de la Romața. Pentru că atunci faptele sunt și mai grave și ar trebui din nou schimbată conducerea. Nu poți să-ți asumi un asemenea comunicat câtă vreme știi că există o anchetă făcută de guvern care te contrazice și până la urmă câtă vreme vezi foarte clar că cazi în derizoriu. Deci este imposibil să acceptăm o asemenea poziție din partea unor autorități. Vreau să reiau un mic fragment din acest raport Romața, domnule avocat, și să vă întreb, de fapt, unde trebuie să privim noi, ce trebuie să căutăm pentru a afla cu adevărat care este adevărul. Au spus în felul următor cei de la Romața, sunt vinovați acei oameni supraviețuitori pentru că imediat după accident au început să dea telefoane la diverse organizații care nu au treabă cu instituțiile statului în ceea ce privește căutarea supraviețuitorilor. E vorba aici fie de Salvamont, fie despre cei de la acele cluburi de off-road care în cele din urmă au ajuns mai repede decât salvatorii. Da, realizați, îmi cer scuze că intervin, știu că nu era întrebarea pentru mine. Realizați că dacă acești oameni nu aveau sau nu puteau să-și folosească telefoanele, nici măcar nu aflam de bâlbâiala autorităților și de faptul că prostia în funcție publică poate să omoare oameni, că asta s-a întâmplat. Dacă ei nu aveau telefoane, firesc. Noi nici măcar nu aflam. Este firesc, este că normal ca aceste victime să-și apeleze familiile, cunoscuții și sigur în măsura în care au văzut că autoritățile respectiv, serviciul de urgență 112 nu reacționează, să încerce să-și găsească salvarea și prin alte instituții. Pe de altă parte, mă întrebați de cadrul legislativ. Legea nu prevede o asemenea situație. Legea stabilește foarte clar, fără echivoc, responsabilitatea Romața în ceea ce privește identificarea poziției oricărei aeronave, fie că este în cursul zborului, fie că, doamne ferește, este prăbușită. Că e dreptul omului să facă orice ca să se salveze. Sigur că da, sigur că da, dar să admitem că nu aveau acele aparate GSM și nu puteau să apeleze pe nimeni. Romața avea această obligație legală instituită foarte clar și prin regulamente și prin codul aviatic de a identifica poziția aeronavei, chiar dacă este prăbușită. Și puteau să o facă și în intervalul celor 30 de minute în interiorul acestei perioade de timp, dacă luau legătura și cu alte aeronave și cu turnul de control de la Cluj, de la Oradea, cu care se știe că s-a colaborat. Și dacă spuneau că sunt în Siberia sau pe lună. Sigur, da? Sigur că da. Deci poate că aveau datoria, poate nu mai aveau discernământul necesar. Un principiu al obiectivității științifice, că nu sunt oameni până la urmă, sunt ingineri, tehnicieni, sunt oameni care se bazează pe fapte. Este cel al verificării practice a lucrurilor. Cum să validezi tu o informație numai pe bază de numai pe bază așa de zvon. Deci de asta spuneam că este deci oamenii ăștia ies în afara cadrului, de fapt, profesional în care ei au fost angajați. Despre asta discutăm, lipsa de profesionalism crasă în aceste condiții. Bun, Romața spune că de vină sunt supraviețuitorii care și-au sunat rudele. Acum ideea este, de fapt, alta. Ei trebuiau să identifice de unde provenea acel semnal, coordonatele acelui semnal pe care îl primeau de la avion. Domnule Sorin Dumitrașcu, în toată evoluția acestui caz, lucrurile au părut mai degrabă ascunse de autorități decât devoalate, așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Credeți că vom vedea până la urmă o punere în lumină a tuturor faptelor în acest caz, în ceea ce privește întârzierea acțiunii din Apuseni? E greu de crezut. Recent, cineva, persoană importantă în statul român, vorbea despre informații secrete sau secretizate în legătură cu accidentul. Păi este un accident. Ce poate fi secret de stat sau ce poate fi secretizat în legătură cu acest dar accident? Dar spune domnul Sorin Dumitrașcu. Cine? Președintele României. Să fie sănătos. Chiar cel mai important, secretul în suflet. Chiar cel mai important om în funcție publică din Republica România a spus că sunt informații secrete și secretizate. De ce? Nimeni nu poate să explice. Putem să ne jucăm și de-a serviciile de informații, și de-a spionii, și de-a secretele, dar nu când e vorba de oameni. Credeți că vor rămâne secrete și secretizate, inclusiv convorbirile dintre supraviețuitori și serviciul 112? Cred că ar trebui
să nu fie, să nu fie secretizate în niciun fel. Ele nu sunt, potrivit legii, nu sunt informație secretă. Nu ating în niciun fel siguranța națională a României. A, ating siguranța viitoare a unor viitoare victime. Că vor mai fi situații de genul ăsta. Nu putem să presupunem că s-a întâmplat acum și stăm liniștit, că statistic s-ar putea să nu se mai întâmple. Dar este, mie mi se pare o aberație să secretizezi informații care au legătură în vreun fel cu accidentul. Bănuiesc că n-au fost teroriști, bănuiesc că n-au fost... Nu cunoaște exact datele problemei, pentru că nu s-a implicat în a făcut o anchetă paralelă, care sigur n-are nicio legătură și n-are o atribuție constituțională să demareze o asemenea anchetă, dar n-au cum să fie informații secretizate, n-avem cum să nu ajungem la un rezultat care, în care să vedem exact și vinovății și trageri la răspundere penală, câtă vreme avem în cercetare un dosar penal. Deci lucrurile până la urmă se vor așeza și vom ști exact care va ce s-a ajunge întâmplat. Până unde se poate. Bun, până unde se poate, dar să vă spun serios, că până la acest moment, din cunoștințele mele și din speța în sine, nu pot exista informații secrete. Sigur, putem să vorbim despre ceea ce înseamnă secretul profesional al STS-ului sau altor instituții care n-au legătură cu incidentul în sine. Domnule Hannibal Dumitrașcu, intrăm într-un film polițist din acest moment, pentru că avem, iată, aceste declarații. Da, informație de ultim moment care spune în felul următor: se intenționează modificarea legii de organizare a CEC de către USL. Exact motivul pentru care s-ar dori acest lucru este înlocuirea lui Radu Ghețea. Colega mea, Aniela Nine, are detalii. Aniela, te ascultăm, bună ziua! Bun găsit tuturor! Vorbim despre raportul pe care Comisia de Buget Finanțe l-a făcut în privința activității CEC, acea comisie de anchetă din Senat în privința activității CEC, care s-a constituit după acel credit pe care fica președintelui Traian Băsescu l-a obținut anul trecut pentru achiziția acelor terenuri agricole. Ei bine, acest raport obținut în exclusivitate de România TV spune că este nevoie să se schimbe modul în care este condusă această bancă de stat. Vorbim despre CEC Bank. Recomandă Senat din Comisia de Buget Finanțe ca această bancă să fie condusă dualist, adică să existe două structuri de conducere. Vorbim în primul rând despre un consiliu de supraveghere și vorbim și despre un directorat. Directoratul se va ocupa de puterea executivă, ca să spunem așa, în timp ce acest consiliu de supraveghere va analiza modul în care decurg lucrurile la CEC Bank. Este o modificare pe care cei din Comisia de Buget Finanțe o recomandă pentru a ajunge în final, prin aplicarea ei, la schimbarea conducerii actuale a CEC Bank, la schimbarea lui Radu Ghețea. Știm că în toate aceste audieri pe care le-au desfășurat senatorii din Comisia de Anchetă Parlamentară au fost nemulțumiți de modul în care li s-a răspuns la întrebări, pentru că în permanență reprezentanții CEC Bank au invocat secretul bancar și nu le-au putut da suficiente informații. Dincolo de această schimbare pe care o propun cei din Comisia de Anchetă, schimbarea conducerii CEC Bank, vorbim și de altă recomandare care spune că cei de la CEC Bank trebuie să vândă creditele neperformante, pentru că au un portofoliu cu multe credite neperformante. Și de asemenea mai există o recomandare în acest raport al Comisiei de Anchetă Parlamentară. Se spune că cei de la CEC nu trebuie să mai acorde credite speciale. Și știm că un credit special este și cel pe care l-a luat fica președintelui Traian Băsescu, Ioana Băsescu, pentru că era un credit mult mai mare, neobișnuit față de ce se dă în mod normal de la CEC Bank. Și aceste credite speciale, spun senatorii din Comisia de Anchetă, trebuie reduse și să se meargă mult mai mult pe creditele standard. Un raport care a fost înaintat biroului permanent al Senatului, senatorii au luat act de el și care va ajunge în cele din urmă și la Comisia Specială de Anchetă Parlamentară privind terenurile agricole, așa numită Comisie NANA. Aniela, mulțumesc pentru informații. Alături de noi prin telefon analistul Bogdan Chiriac. Bună ziua! Să vă mulțumesc! Vreau să vă întreb, cum vedeți această informație de ultim moment? Schimbarea regulilor după care funcționează CEC pentru a putea fi schimbat, înlocuit din funcție Radu Ghețea? Domnule, eu nu știu cum e cu regulile. Eu cred că domnul Ghețea trebuia înlocuit în funcție dintr-un singur motiv. Disprețul total pe care l-a manifestat față de opinia publică care îi plătește salariul la 2000 de euro pe zi. În toată perioada, domnul Ghețea n-a cadat să dea un comunicat. Nimic.
să spună, domne, uite ce s-a întâmplat, așa, așa, așa. Numai pentru chestiunea aceea și domnul Ghețea trebuie schimbat. Dacă era director la o bancă privată, n-avea nimeni a spune nimic. El dădea seama patronilor săi, acționarilor săi. Dar el e director la Banca Statului și e plătit mai bine decât dacă era director la o bancă privată. Bun. Da, doriți să mai completați ceva? Nu. Bun, atunci vreau eu să vă întreb. Credeți că această schimbare pe care intenționează să o facă USL este posibilă în perioada imediat următoare, pentru că în clipa de față în Parlament are activitățile în desfășurare acea comisie care anchetează, printre altele, și creditul acordat de Czech Bank, Ioanei Băsescu? Păi, eu înțeleg că onorabilul Parlament îl poate schimba pe domnul Ghețea. Dar domnul Ghețea nu pleacă oricum, căci are un contract beton și primește o despăgubire excepțională de nu știu câte sute de mii de euro dacă este schimbat înainte de termen, înainte de 2015, dacă nu mă înșel. Deci domnul Ghețea pleacă cu tot cu bonificație. Deci, în condițiile acestea, bonificații, probabil că există în acel contract, mai există un raport care spune că CEC nu și-ar fi îndeplinit targetul decât în proporție, ținta propusă, decât în proporție de 93% în ceea ce privește acordarea creditelor. Ei bine, chiar și așa, politic vorbind, unde credeți că se va termina acest demers al USL? Eu cred că USL-ul nu își poate permite să se facă de râs după ce primul ministru personal a cerut schimbarea domnului Ghețea în Banca Statului și USL-ul să nu poată să facă nici măcar acest lucru. Domnul Ghețea însă va pleca bine mers cu toți banii la dânsul și cu toate onorurile. În aceste condiții este mai, nu știu, profitabil pentru statul român să aștepte încheierea mandatului domnului Ghețea sau să, nu știu, rezolve problema în alt fel, achitându-i toate datoriile din contract? Nu știu. Dânsii trebuie să-și facă calculele. La dânsii, eu presupun că și-au făcut aceste calcule atunci când au vorbit despre schimbarea domnului Ghețea. Deci eu nu cred că au venit chiar așa nepregătiți, deși cine știe că au mai fost situații, știți bine, când au fost total nepregătiți. Dar eu cred că domnul Ghețea, în cazul ăsta, face rău băncii. Deci cred că prejudiciul de imagine și de ce s-a mai întâmplat pe acolo e mai mare decât despăgubirile alea de jumătate de milion de euro sau de un milion de euro cu cât pleacă domnul Ghețea dacă e schimbat înainte de termen. Contează în tot scandalul acesta telefonul pe care l-a dat președintele Traian Băsescu ministrului Chițoiu pentru a-l păstra în funcție pe Radu Ghețea? Păi de acolo au pornit lucrurile. Ați văzut foarte bine. Nu de acolo au pornit lucrurile, nu de acolo s-au așezat un anumit făgaș, nu de acolo s-a justificat înființarea Comisiei Parlamentare, pe ce altfel ce a închetat Comisia Parlamentară. Da, sigur că el contează foarte mult acel telefon. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule Bogdan Chiriac, pentru prezența alături de noi. Mă întorc în studio. Domnul Bărbuceanu, cum vi se pare? Iată, povestea cu Comisia Nana deviază, dacă vreți. Este un proiect de inițiativă legislativă care este foarte temeată, spun eu, pentru că nu e vorba neapărat de poziția domnului Ghețea, ci de a reglementa o situație concretă, și anume ca pe viitor președintele unei astfel de instituții bancare a statului să nu mai poată fi inamovibil, să nu mai poată fi pe o perioadă atât de mare de timp în fruntea acestei instituții bancare fără a putea fi schimbat, chiar dacă și încalcă atribuțiile profesionale. Acum discutăm despre acel contract și despre penalitățile pe care statul român le-ar da dacă dânsul ar pleca înainte de termen. Sigur, acel contract poate fi atacat în instanță și în măsura în care se demonstrează că a fost schimbat ca urmare a unei incapacități profesionale sau ca urmare a unei încălcări a atribuțiilor sale de serviciu prin faptul că a acordat credite în mod preferențial și a încălcat chiar legea, sigur că statul român nu va fi obligat la aceste bonificații, la aceste despăgubiri, pentru că domnul Ghețea n-a stat până la final în funcție. Dar eu zic că este un proiect foarte binevenit și nu neapărat se referă la domnul Ghețea, ci reglementează o situație pentru viitor. La fel cum va fi și proiectul în ceea ce privește STS-ul.
Președintele sau directorul acestui serviciu știm foarte bine că nu poate fi schimbat în condiții normale într-o democrație, ci în mod special există o procedură absolut specială. Spun eu că este benefic să schimbăm acest cadru legislativ și atunci când există astfel de disfuncționalități ale instituției, încălcări flagrante chiar și ale legii, ale normelor de organizare și funcționare ale acestor instituții, cei care sunt în fruntea lor să poată fi ușor schimbați de către alte instituții ale statului. Mi se pare absolut firesc. Deci nu neapărat îl vizează pe domnul Ghețea în ceea ce privește și existența Comisiei Parlamentare. Sigur că aceste două chestiuni n-au nicio legătură. Comisia Parlamentară își va desfășura activitatea și va stabili modul în care domnul Ghețea sau Cec se face vinovat. Avem o nouă informație de ultim moment. Haideți să vedem despre ce e vorba. Ne întoarcem la cazul accidentului aviatic pentru că acolo parchetul militar intră pe fir. Subliniez, parchetul militar este cel care va prelua ancheta deoarece sunt înalți demnitari care vor fi audiați în această poveste. Alături de noi este unul dintre colegii noștri care are informații despre acest subiect. Denisa Soare, îmi spun colegii mei. Denisa, te ascultăm. Bună ziua! Bun găsit, procurorii de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia nu erau competenți să facă în continuare cercetări în această cauză, având în vedere că se impune audierea unor persoane din cadrul unor instituții centrale ale statului, persoane care aveau atribuții în gestionarea situației de urgență care a fost generată de producerea acestui accident de aviație civilă. Ei bine, aceste persoane trebuie să fie audiate de procurori din cadrul parchetului general, secția parchetelor militare. Acest lucru se va întâmpla, având în vedere că s-a declinat competența. Cei de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia au făcut până acum audieri în ceea ce privește persoanele vătămate, persoanele care au participat la operațiunile de salvare. Au fost până acum audiați 28 de marturi din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, din cadrul SMURD, vorbind de personal silvic, jandarmi localnici, precum și cele 5 persoane vătămate. Însă, iată, acum vorbim despre persoane cu atribuții de conducere din cadrul unor instituții centrale ale statului și atunci audierile, iată, se mută la București, mai exact în grada parchetului general, secția parchetelor militare, care va continua ancheta în cauză. Da, este, domnule Sorin Dumitrașcu, practic capătă un nou aspect această anchetă. Faptul că trece în ograda parchetelor militare complică lucrurile, le simplifică? E o chestiune pur tehnică, având în vedere că erau implicate în anchetă persoane care dețin funcții în structurile militarizate, era evident că se va ocupa de acest caz parchetul militar. Dacă discutăm și de persoane cu funcții de conducere, de asemenea, este evident că se discută de competență la nivelul parchetului general, secția parchetelor militare. După mine e o chestiune pur tehnică și acceptată, nu, și așteptată. Nu văd cum complică foarte tare situația, poate doar din perspectiva faptului că parchetul militar nu este faimos pentru transparență și celeritate, dar asta e cu totul și cu totul altă discuție. Ați spus un lucru important. Parchetul militar, domnule Bărbuceanu, nu e faimos pentru transparență și graba cu care rezolvă aceste cazuri. Ne așteptăm să se așeze o pătură a tăcerii peste această anchetă? Eu aici nu pot fi de acord cu această părere, pentru că procedura nu face distinție între modul de lucru a parchetelor general nu, sau modul de lucru a parchetelor militare. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că au ceva de ascuns sau că celeritatea în acest dosar va fi alta decât în mod obișnuit. În schimb, este o procedură clară, o chestiune de procedură penală care ține de competență și atunci când sunt în vizor, sunt cercetate, sigur, cadre militare, competența aparține în exclusivitate parchetelor militare. Faptul că ajunge la parchetul militar în cadrul parchetului general este un lucru firesc, pentru că amploarea acestui dosar, așa cum știm, este foarte mare și parchetul general poate să solicite orice parchet care se află în cercetare, în raza oricărei unități de parchet din țară. Deci, din punctul meu de vedere, nici nu simplifică lucrurile, nici nu le
complică. Este o chestiune pur tehnică de procedură și așteptăm sigur un rezultat din care să vedem și răspunderi penale. Dar asta este un semnal foarte clar vis-a-vis de această împrejurare, că urmează să fie cercetate, cel puțin, în faza premergătoare procesului penal și cadre militare, care aparțin unor structuri militarizate, sigur că da, și care au fost implicate în desfășurarea evenimentelor vis-a-vis de acest incident aviatic. Da, este fără îndoială un subiect pe care continuăm să-l urmărim, pentru că e foarte interesant și cine sunt aceste personaje aflate la vârful politic ce urmează să fie audiați de către acest parchet militar. Însă vreau să trecem mai departe, pentru că mai sunt subiecte pe ordinea de zi. Sunt vești tot mai proaste care vin din penitenciar și vorbesc despre starea de sănătate a lui George Becali. De când este închis la penitenciar, patronul Stelei a slăbit 19 kg, iar avocatul său spune că duminică el nu și-a simțit mâna dreaptă vreme de 20 de minute. În același timp, ministrul Justiției se pregătește să avizeze cererea de grațiere depusă de familia Becali. Încercat de nemulțumiri, griji și speranțe spulberate, latifundiarul din Pipera și-a pierdut pofta de mâncare, a declarat un apropiat al familiei pentru Cancan. Din mai și până acum, Gigi Becali a slăbit numai puțin de 19 kg. Și Bogdan Vlad, unul dintre avocații lui Gigi Becali, a declarat că starea de sănătate a patronului Stelei este din ce în ce mai gravă. Duminică acesta nu și-a simțit mâna dreaptă preț de 20 de minute. Becali suferă de hernie de disc cervicală, iar membrii familiei își spun speranța în grațiere pentru al putea trata. Acum avem, spre deosebire de ceea ce am avut la depunerea cererii de grațiere și motivările în dosarele respective, înseamnă că în contextul dosarului complet, președintele României poate cere avize consultative de la mai multe autorități. Pe de altă parte, Ministerul Justiției se pregătește să avizeze cererea de grațiere depusă de familia latifundiarului, lucru confirmat chiar de premierul Victor Ponta. Există o cerere făcută la Ministerul Justiției. Ministrul Justiției m-a informat, urmează să iau o decizie. Eu cred că, nu pot să spun, dacă aș fi ministrul justiției, aș propune președintelui acest lucru, dar nu sunt. E o decizie care aparține ministrului justiției. Deci, la începutul anului, Gigi Becali a cerut întreruperea pedepsei pe motiv că problemele de sănătate i s-au agravat. Latifundiarul și-ar dori să se opereze în străinătate. O decizie în acest sens este așteptată pe 19 februarie. Da, o să luăm informațiile pas cu pas, însă mai întâi vreau să vedeți și schimbarea radicală de atitudine a lui George Becali față de Traian Băsescu. Sunt ani de zile în care milionarul s-a amuzat pe seama președintelui, a râs de șuvița lui și de căciula pe care acesta o purta. Acum însă George Becali a ajuns la mâna lui Traian Băsescu și speră să obțină grațiere. Păi dacă n-ar râd singur... Băi, dar naibic, băi, câteodată mai și simpatic este. Mă, când îl văd la televizor și zice, într-un singur acasă. Când îl văd pe el acum pe Băsescu, mi-aduc aminte de asta cu căciulă în cavara, râd singur. Băi, înseamnă că are puteri de astea diabolice, că spune câteodată de asta că e și simpatic. Când a zis-o pe asta, a reșinat de râs. Da, așa a zis de domnul Dușa? Da, da, zice ăsta, zice, și a pus căciulă în cap vara. Ministrul ăla, zice, care, a, ce nu. A, tu de ce, băi, a pus căciulă în cap vara, nu. Asta este el care e ca ou. Că e, da, e, da, e mai bine. Dar el când avea șuvița, ne-o trimitea de aici, până aici. El ce avea? Pene în cap vara. Te-i s-a zburat la ambasada Angliei. Că râd și eu ca el. Dar nu chiar ca el, așa cred că râd eu. Dar atitudinea lui Becali față de președinte s-a schimbat. Pentru a fi grația de președinte, milionarul a declarat că ar face orice. Îi cereți grațierea lui Traian Băsescu? Păi, prima dată la asta m-am gândit. Toate demersurile care le pot face, smerenie, orice,
le voi face pentru ca să fiu liber pentru familia mea. Nu-mi scad galoanele. Domnule Dumitrașcu, Traian Băsescu a grațiat în urmă cu ceva vreme pe cineva aflat în închisoare pe motive de sănătate. Faptul că George Becali e mai slab cu 19 kg, are probleme de sănătate, i-ar putea aduce grațierea? Dacă așa este, sunt sigur că președintele va lua în calcul toate circumstanțele. Sigur, mai avem și decizia instanței pe care cred că Gigi Becali o așteaptă și avocații domniei sale. Iată că deja a fost începută o nouă linie de acțiune, această cerere de grațiere. Dar și instanța se va pronunța pe întreruperea pedepsei, așa cum și președintele se va pronunța pe această cerere de grațiere. Sunt două lucruri diferite, dar sunt într-o oarecare logică încă de la începutul pedepsei tot felul de acțiuni, altfel normale și firește ale apărătorilor domniei sale. Dar până la urmă, președintele României va lua în calcul toate circumstanțele atunci când va decide. Acum, să nu lasăm ideea că președintele României se va ghida în raport de ce va face dânsul vis-a-vis de această cerere, în raport de soluția pe care o va da instanța pentru lucrurile. Da, n-am vrut să spun asta. Vreau să spun doar că sunt... Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi și pentru comentarii. În câteva momente, baronul local...